Să vă dea bunul Dumnezeu harul să-i cântați aici în eternitate. Amin. Apostolul Pavel scria în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14, nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și după acest sfat, urmează mai multe întrebări de același fel. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Nicio legătură. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Nu poate sta. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial, adică Satan? Nicio înțelegere. Ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Deci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Și acum versetul 17. De aceea, pentru că lumina n-are nimic de a face cu întunericul și împărăția lui Dumnezeu cu a diavolului, de aceea, și noi vrem să facem parte din împărăția lui Dumnezeu, ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Asta nu înseamnă că putem să ieșim din lume și ne ducem undeva pe o insulă. Concret, zice apostolul, ce înseamnă ieșiți și despărțiți-vă? Nu vă atingeți de ce este necurat. Și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Vă întreb, ați devenit deja fii și fiice acelui atotputernic? Da, nu numai să-i spuneți voi tată, să vă zică și el fiu. Că Domnul Iisus a rugat și a zis tată, dar a zis și tatăl din cer. Ăsta e fiul meu, că așa... Eu mă pălău dacă dumnealui cineva e tatăl meu, dar dacă el nu mă recunoaște, îmi lasă ceva moștenire. Nu-mi dă. Deci, 7:1, fiindcă avem astfel de făgăduință. Care e făgăduință? Dumnezeu să ne fie tată și noi să fim ai lui, fii și fiicele lui. Prea iubiților, să ne curățim. Și în seara asta vreau să ne cercetăm curăția. Să ne curățim de orice întinăciune a cărnii, la nivel de trup, și a Duhului, la nivel de minte. Da, de surorile căsătorite sunt undeva în altă sală. Și după ce ne curățim, la nivel de duh și de trup, ne mai rămâne ce? Să ne păstrăm curați. Să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Amin? Vă citesc și alte referințe care dovedesc importanța unei minți curate și a unui trup curat. Scria Pavel lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Deci de aici pleacă esența credinței noastre. Tot el spunea, 2:20, într-o casă mare și uneori e biserica asta așa un fel de casă mare. Nu sunt numai vase de aur și de argint și de lemn și de pământ, unele sunt pentru întrebuințare de cinste, altele pentru întrebuințare de ocară. Ce înseamnă asta? Cu unii ne lăudăm și se va lăuda și Dumnezeu, recunoscându-i că s-ai lui, le va da onoare. Iar alții nu sunt decât de ocară, să ne bazocorească cei din lume, ai văzut ce face cu tare de la pocăiți. Amintiți-vă că îi spunea Nathan lui David, după fapta lui cu Batseba, deci ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-i hulească numele. Și continuă apostolul. Deci dacă cineva se curățește, deși cel de ocară până la un moment dat, un vas murdar, cum face el aici comparația, poate fi spălat, curățit, Dumnezeu se pricepe la asta, poate să devină un vas de cinste, sfințit. Și după ce e sfințit devine și folositor, nu?
bucătărie, surorilor, un vas curat îl folosiți. Nu, nu-l țineți acolo doar așa de ornament, nu? Dar un vas murdar, la ce-i bun? Nici să fier ciorba, nici să o pui pe masă, nu? Destoinic pentru orice lucrare bună. Deci este foarte, foarte important să fim curați, pentru că ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați că nu pot să vadă rău. Dumnezeu observă orice necurăție. La nivelul minții sau a trupului. Concret, ce înseamnă asta? La nivelul minții, a fi cu inimă curată, expresiile biblice, înseamnă în primul rând să fii foarte sincer, transparent, fără gânduri rele. Vă dau un exemplu. Cartea a doua împăraților, capitolul 10. Vă amintiți de Iehu, comandantul acela militar care m-a făcut ordine, împlinind pedeapsa divină asupra casei lui Ahab, și scrie versetul 15, 2 regi 10 cu 15, plecând de acolo a întâlnit pe Ionadab fiul Recab care venea înaintea lui. L-a întrebat de sănătate și i-a zis, testul, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta. Ce înseamnă asta? Inima ta față de mine e curată, că inima mea față de tine e curată. Adică ești sincer? Știți că expresia românească sincer, sinceritate, provine de la latină, de la o expresie compusă, sine cera. Se vindeau vase de pământ și care nu erau bine preparate, punea ceară ca să nu curgă până la rece, numai că nu-l puteai pune pe sobă. Și se întreba la piață, este sine cera, îi fără ceară. Adică n-are găuri, nu se scurge ceva, îl pot folosi, bun? Și Ionatab răspunde, este. Vă amintiți de fiii lui Recapul care s-a lăudat Dumnezeu? Ei erau foarte sinceri. Dacă tata le-a spus, băieți, voi nu beți vin, nu zidiți case, i-a poftit Ieremia să bea vin. Nu, la noi aceasta e practica, nu încălcăm. Discutați cu părinții, vă întreabă, una alta, ai fost acolo, te-ai întâlnit, ce gânduri ai? Sunteți cu inima curată? Ajunge să intrați într-o relație potențială de căsătorie cu un băiat, voi, cu fetele. Te întreabă un băiat, până aici cazierul tău este curat? Și tu poți să spui, da. S-a întâmplat undeva, doi tineri nu și-au păstrat curăția. S-au prezentat la nuntă, chipurile în biserică, sunt curați. Mă, n-a fost așa. Și după aceea s-a aflat. A spus Domnul Iisus că nu e nimic ascuns care nu iese la iveală. Mai degrabă sau mai târziu, tot se află. Și știi cine e primul care părăște? Păcătosul. Că așa ne-a construit Dumnezeu mintea, încât ascunzi, și la o vreme nu mai poți dormi și îți vine să spui. Nu trebuie să te părească nimeni, că te părăști singur. Mai degrabă sau mai târziu. Am luat un slujitor și i-am zis la ei acasă. El tocmai ieșea pe poartă, la fix. A fost regizată de sus întâlnirea. Și mă duc până la un vecin, revin, intrăm în casă, o întrebăm pe ea, noi am aflat, voi ați trăit înainte, n-ați fost curat și ne-ați mințit. Cât timp ați trăit înainte? 3 luni. Vine el, întreb altfel, voi ați fost curați la nuntă? Da, frate. Zic, ia uite-te la nevastă. Și ea zice, s-a aflat, dragă. Și s-a rabatat căpușorul și cu el în piept a rămas, că stă cu fruntea sus numai cine-i curat în adunarea celor neprihăniți. A fi cu inima curată înseamnă, în primul rând, a fi sincer. Să n-ai nimic de ascuns, să fii transparent. Și ce liniștit este să fii așa. Ce stres este tot timpul să palmezi ceva, să te ascunzi. La ce ajută? Dacă aveți ceva taine din astea, care a crezut că nu se află, apropo de un asemenea caz, mă sună o tânără din Europa și îmi zice, frate,
Vrea să ne căsătorim cu un băiat și prietenie, atingeri și ne-am culcat unul cu celălalt. Culmea, el s-a dus în țară, fiind derit penticostal, ci că s-a dus să întrebe pe Domnul dacă s-o ia sau nu, acum. Și că Domnul i-a spus să nu o ia. Măi, zic, după ce te-ai culcat cu ea, ce să mai întrebi pe Dumnezeu? Când o să te bată? Înainte de nuntă sau după? După aia altceva n-a ce să mai întrebi. N-a luat-o, au trecut vreo 2 ani și ea mă sună, zice, acum s-a îndurat unul de mine și vrea să mă ia, dar zic, dar i-ai spus povestea ta? Zice, nu, dar când vrei să-i o spui? La ziua anunții, ți-ai cadou, ce-i? Zice, nu, că nu vreau să-i spun niciodată. Zic, nu se poate. Ba nu, nu vreau să-i spun. O să-i spui? Știu eu care i-o spus după 5 ani, că n-o mai dormit o jumătate de an. Știu care i-o spus după 20. Nu poți. Dar ce simplu este și ce frumos să fii transparent. Ăsta sunt. Am luat nota 4 la școală, pe clasa 7-a am fost corigent. Am avut un cont pe Facebook și m-a păcălit unul să pozez nud și chestiuni din astea, nebunii. Dar fii măcar cu inima curată. Și când nu te sui în car la cineva până nu inima curată. Eu da mâna, ești curat, curat, sui în car. Păi să nu fiți ca gabaoniții, noi venim de departe, de faima Dumnezeului nostru. Uite cum s-a mucegăit mâncarea. Cunosc situații în care fata n-a fost fecioară și a plănuit să facă nunta pe când e menstruația ca să nu afle mirele. Numai că tot o afla cineva din familie și o zna linice și s-a dus și o pârâ la păstor. Și o luat păstorul la rost și a spus către părinți, băi, că voi vreți să teniți păcatul fetei voastre? Și să mai ne mințiți cu asta și pe noi, și pe Dumnezeu, să spunem în rugăciune, Doamne, ăștia-s curați când colo, nici poveste de curați. Nu-i corect să te sui în car fără să fii inima curată, fără să fii sincer. Vă dau un alt caz, ca să înțelegeți că asta are de-a face cu sinceritatea, Fapte, capitolul 8. S-a dus Filip în Samaria, acolo a slujit. Simon s-a dat pe lângă el, oricum își pierduse clienții și s-a dus unde erau oameni de acum. Și când a văzut că s-a dat Duhul Sfânt prin punerea mâinilor de către Petru și Ioan, scrie în versetul 20, 19, dați-i și mie puterea aceasta. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine. Versetul 21, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Adică Petru, ca altă dată, Panania Safira l-a depistat că banii care el voia să-i dea nu era decât o investiție. O zis, îi dau ăștia, că apoi scot eu. Și a zis, tu nu ești sincer, tu nu ești cu inima curată. L-a blestemat, am putea spune. Și Simon a zis, 24, rugați-vă pentru noi să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. Da, dragii mei. Dumnezeu iubește curăția de inimă. Înaintea lui totul este gol și descoperit. E clar că de Dumnezeu nu ne putem ascunde, dar e corect să ne ascundem de oameni mascându-ne stările noastre vinovate? Și nu e vorba numai de imoralitate. Poate fi vorba și de bani, de alte minciuni. Mergeam pe un tren și vine un tânăr, pacea Domnului, mă cunoștea, zice, sunt în compartimentul celălalt cu logodnica mea, nu vreți să discutați puțin cu noi? Zice, hai, încoș, cateheză facem, maritală. Discut cu ei, o conduce înapoi, gentil, și vine înapoi, zice, mamă, o întrebare, dar să n-audă ea. Pot să ascund bani ca să-i fac cadou câteodată, tip surpriză? Îi zic, înapoi a mea, satano. Întâi o să te pună diavolul să ascunzi bani, să-i faci ei cadou, apoi te pune să ascunzi și o să-i faci la alta cadou. Nu-ți minți soția niciodată. Fii transparent, cu inima curată, să se vadă până în adâncul inimii, să poți spune ce gândesc, aceea mi-ese pe buze.
Pentru că altfel, dacă îți permiți în relația cu oamenii să nu fii sincer, cu vremea vei fi la fel și în relația cu Dumnezeu, vei minți, te vei da drept altul, până la urmă nici tu nu mai știi cine ești. Pentru că nu ai inima curată. Și cine nu are, scrie aici în Timotei, că își pierde credința. Este un om fals. Se pierde. De asemenea, este foarte important curăția să se manifeste la nivel de trup. Și acum trăim într-o lume murdară cum n-a fost. Recitesc 2 Corinteni 7:1. Să ne curățim de orice întinăciune a cărnii. Care e asta? Fetelor, știați că un sărut, îmbrățișări, atingeri, mângâieri cu băieții sunt necurăție? Sărutul este dezverginarea minții. Viața voastră, fecioria, este ca o perdea. Primul sărut o rup deja perdeaua sus și apoi urmează să se crape până jos la himen, spus pe românește. Dezverginare fizică, deflorare. Dar asta pleacă de la minte. Recent a venit la o confesiune o soră căsătorită de 10 ani. Frate, am mustrări de cujet că m-am sărutat cu băieții când eram de 16 ani. Am fost o copilă nepricepută. A fost o necurăție a cărnii. Fetelor, unde pupă băieții se face roșu de două ori. Odată când pupă și a doua oră când o să mergi la mărturisire. Că păcatul este rușinea popoarelor. Și îmbrățișările astea sunt rușinea fetelor. Îmi zicea o fată, când mă ia un băiat în brațe, mi se pare că sunt al treilea cer. Zic, să vezi, draga mea, când o să pici de acolo cum te lovește. Că ăștia care iau fete în brațe, nu le țin mult, că trebuie să iei alta. Și cu asta de jos și apoi mai suie pe alta, o lovește și pe aceea. Băi, băieți, este scurați la trup, ochi, limbă, mâini, picioare. Vă citesc din cartea Proverbe, capitolul 2. Scrie aici de la versetul 16, să te scape de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbea de menitoare. Trecem în capitolul 5, versetul 3. Buzele femeii străine strecoară miere. Să nu primiți miere cu lingurițe murdare. Căci cerul gurii este mai lunecos decât un de lemn, dar mai la urmă e amară ca pelinul ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele îi pogor la moarte, pașii îi dau în locuința morților, așa că nu poate găsi calea vieții. Și acum, firul, ascultați-mă, nu vă abateți de la cuvintele gurii mele, depărtează de drumul care duce la ea, nu te apropia de ușa casei ei. Pe acolo e smoală. Acolo sunt jerfe arse. Te murdărești. Un tânăr mergea pe tren în același compartiment, o doamnă. Au coborât în aceeași gară, la oraș nu se cunosc toți oamenii. Nu mă ajuți. Să duc bagajele la peron, ba da, el băiat gentil, dar locuia în aceeași parte a orașului, nu m-a ajuns să le sui și în tramvai, nu m-a ajuns să le dau jos și apoi te duci, tu te întorci la tramvai și mai mergi două stații cât aveai, nu m-a ajuns să le urcă, n-avea lift la bloc. Și acum el gentil le-a băgat până în apartament și da, să te servesc o cafea, nu știu dacă o băga ceva în cafea sau numai în ochi avea o travă de aspidă. Și pe când a ieșit de acolo sărmanul, își pierduse curăția. S-a dus să se mărturisească și zice către un frate în vârstă, frate, știi ce, nu pricep, până unde trebuia să-i duc bagajele?
ca să n-o pățesc. Nu te apropia de ușa casei ei, ți se lipesc picioarele acolo, alunecă, ai auzit? Nu vă suiți pe toboganul ăsta. Toboganul n-are numai trei reguli, n-are direcție, frână și marș arier. Te duci, te murdărești. Nu scapă niciunul. Nu cumva să vă duceți la strand sau la mare, acolo toți se murdăresc. Băieții vin de acolo cu videoclipuri în cap și fetele vin de acolo în videoclipurile altora. Și nu scap. Eram la o întâlnire de tineret undeva în Spania și când s-a terminat, vine o tânără și zice, plângea, era, se murdărise. Cu o mână ținea de șervețel că tot era plânsă și cu cealaltă întindea pe o rochie din asta mini. Zic, acum stai locului, că nu s-a lungit acum. Eu nu mă uit după picioarele tale, dar zic, îi bai. Că știam că nu-i de acolo din localitate. Zic, nu știu cu cine mergi în seara asta acasă. Că de mergi cu unul firesc, nu știu dacă te iartă. S-a priceput, da? Era o reclamă într-un ziar. Era o poză. Cineva mi-a spus, n-am văzut. Era una mini și lângă unul zicea, nu, ea zicea către niște, către un bărbat. Nu mă viola dacă poți. Adică, măi, fetelor, nu vă dezgoliți trupul că vi-l murdăriți. Umblați îmbrăcate ca să rămâneți curate. Băieții de asemenea, feriți-vă de orice atingere. Poate vi se pare radical ce spun eu să vă feriți și de un sărut. Ma, să nu mă înțelegeți că sunt habotnic, că ai venit din țară. Nu e vorba de un sărut din ăsta frățesc, așa că a venit cineva din țară și te-ai întâlnit. E vorba de un sărut din ăsta pe buze, care deja stârnește poftele. Mai cu ceva ani în urmă era o poză la Messenger, să avea o fată, un băiat așa o ținea așa peste piept, așa peste sân. Și cineva m-a sesizat și întreb, zic, e drept că ai o asemenea fotografie? Zice, da. Și? E normal? Băiatul, după ce te-ai singura dată te-o ținut atunci și atunci era bluza vopsită proaspătă și nu te-o atins ca să nu se vopsească pe degete, nu? Păi nu, că m-a ținut așa în brațe, m-a strâns către el. Și zic, lui tot una? A zis că el n-are probleme. Zic, înseamnă că nu-i sănătos. Zic, dar oare m-a mințit? Păi, eu nu știu, nu-i sănătos, te-a mințit. Se pare că era necurat de două ori. Odată nu era nici cu inima curată că nu era sincer și odată nu era curat că umbla cu mâinile pe unde nu trebuie. Și nu îi pedepsește Dumnezeu pe toți. Spunea un frate, și m-am păstrat curat să nu pun mâinile pe ea, să fie numai roche albă la nuntă și în rest pe dedesubt, așa cum a zis Domnul, de morminte, necurăție, pipăită pe toate părțile. Și zice, dar mi-am băgat și eu niște dejde așa, pe sub hainele ei. Și ce să vezi, frate? M-am dus și mi-am prins deștii la ușă. Noaptea înainte de nuntă a stat cu deștii în apă rece. Exact cu deștii care le-am pus mâna pe ea pe sub haine. Dar nu-i pedepsește Dumnezeu pe toți așa. Că nici pe Anania și Safira, cât s-o mințit ca ei, nu mai murit alții pe loc ca ei. Dar în final, spuneți-mi, mincinoșii nu se întâlnesc toți acolo? Poate spun unui, da, și cu tare, o făcut, o trăit. Auzi, mai vorbim peste ani. M-a sunat o familie de aici din Europa și spune, frate, avem un copil cu mari probleme, ceva de sănătate, handicap. Eu nu mă ascultam. Și doar nu cumva că noi n-am fost curați înainte, dar n-am apucat să-i întreb. Vedeți? Frații lui Iosif l-au vândut. Nu a spus la nimeni. Întreba tata, măi, unde-i? O, sărmanul, l-a mâncat o fiară. Tare curat o fă, nu? Și apoi și la mâini s-a murdărit că l-a vândut.
Au trecut ani, peste 20, Dumnezeu are răbdare. Și au ajuns, i-a băgat Iosif când s-a dus în Egipt la răcoare și au început să vorbească singur, bărbați de 40-50 de ani. Zice Ruben, nu v-am spus eu să nu faceți rău băiatului. De cine i-a întrebat? Vezi? Nu trebuie să te silească nimeni să te mărturisești, că te mărturisești tu cu vremea dacă n-ai fost curat. M-a sunat odată un student după ce a terminat facultatea 4-5 ani mai târziu. Frate profesor, eu v-am copiat la un examen. Păi să te ierte Dumnezeu. Dar ce mi-amintesc când predic de asta. Să mă iertați și dumneavoastră. Auzi, o copiat la un examen și nu a fost inima curată. Eu am fi dat notă bună, mai știu eu ce notă i-am dat. Povestit la radio, la Radio Cristin Narad, o profesoară de română, că o elevă de liceu s-a dus la ea și i-a zis, doamna profesoară, când i-au dus tezile de la română, vă rog să-mi dați nota 1, că eu am copiat. În România 1 e cea mai de jos, nu ca în Austria. Profesoara, cine alea că era o elevă bună? Bă, nu te-am prins, și alții vor copia de când sunt eu profesoară. Nu, doamna profesoară, asta e realitatea. Și da, măi, fată, mă uimești, eu n-am pățit cu nimeni să-i prind și să mă rog să nu-i dau unul, am avut, dar să nu-i prind să spună să-i dau unul, asta n-am întâlnit, ești primul caz. Dar spune și mie, ce-i cu vorba asta? Și zice, doamna profesoară, duminică mă botez și singurul lucru care mă apasă, vreau să mă bucur la botez, nu mă interesează ce notă am, că rest am note bune și mi le scot. Da? Inima curată. Cei botezul, mărturia unui cuget curat, când n-ai nimic ascuns și când nu ești murdar, iar dacă te-a murdărit vreun băiat sau tu ți-ai pus mâinile pe o fată sau tu te-ai murdărit sau voi cu masturbare și asta e o mare murdărie, te murdărești singur, e necurăție, Galateni 5:19, 1 Corinteni 6:9, spune la fel, dragii mei. Citesc cuvintele apostolului care spunea, în traducerea nouă, aici spune nici 6:9, nici Malahi, în traducerea nouă spune nici cei care se masturbează, și versetul 11, ascultați, și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți. Binecuvântat să fie Domnul care are apă să spele păcatele și care poate să sfințească pe cei necurați. Dragii mei, eu am incriminat păcatul. Că nici o carte nu incriminează păcatul ca Biblia, dar nici o carte nu are soluție pentru păcat decât Biblia, adică Dumnezeu. Nu știu care v-ați făcut necurați până aici. La minte, poate cu imagini, internet, ce e acum. Măi băieți, când vedeți pornografia sau ce e acolo, mizerile alea de femei, eu la femeile alea de acolo le spun veceie publice. Eu nu știu cum nu vă apucă greața. Să te uiți la un asemenea trup, peste care și-au aruncat toți necurații murdăriile. Trebuie să fie scârbă. Iar voi, fetelor, păziți-vă să nu postați pe internet, chiar și, citeam recent, poliția din România, sistemul de securitate îndeamnă nu vă dați date, nu treceți poze, că sunt atâția răufăcători sau alții care vor să vă murdărească. Știu situații în care au luat poze a unor fetele, au contrafăcut, sunt fel și fel de trucaje, de hacker. Deci păziți-vă și de lumea asta virtuală. Spunea o tânără, zice, frate, un băiat așa, m-a apreciat că sunt simpatic, că să-i trimit o poză. Și cum ai trimis poza? Păi, și Andres. Și zice că mai vrea un acum, fără sutien. Și zice, acum așa mă simt de murdar. Zic, vezi? Poza aia, cine știe, a arătat-o la un coleg, a arătat-o la altul și la altul și au scuipat toți pe poza ta. N-ai avut minte. Dragii mei, trupul nostru, am citit că e templu Duhului Sfânt, auzi? Ce onoare ni s-a dat. Păi, fetelor, templu avea perdele. Îi zicea una perdeaua dinăuntru, mai era una perdeaua de la intrarea cortului, mai era încă o perdea la portă. Am pus Sfânta Sfinților să vadă bărbatul, nu cei de pe stradă. Mă înțelegeți, nu? Dacă se vede de la genunchi în sus, asta, tu pentru bărbat ce mai păstrezi?
nu ești pentru publicul larg? Iar voi, bărbaților, dacă este vreuna de asta fără perdele, asta e, v-am spus, e pentru mizerabile. Există lucruri sfinte, iar dacă n-ați avut perdele, dacă n-ați avut ochi să vă uitați, Dumnezeu să vă ajute de acum să vă sfințiți. Vă dau exemplu pe Iuda. Scrie în Cartea Genesa, capitolul 38, că a plecat de la frații lui, s-a împrietenit cu unul, a luat o nevastă cananită, nu s-a mai dus la adunare să-l binecuvinteze nimeni. Dumnezeu a îngăduit să vină necazuri peste el, a ajuns pentru că nu a avut reguli bune să cadă în păcat de curvie cu una de la marginea drumului. Ba mai pretindea și că el n-ar fi de vină și a crezut că noră să ai vinovată și zice în versetul 24, partea finală, scoateți-o afară ca să fie arsă. După ce au scos-o afară, i-a trimis să spună de la omul a cărui băta și lanțul și inelul. Cu alte cuvinte, eu zic, vezi că dacă mă arde, mă arde cu bâtă cu tot și e bâta ta. Și zic, decât să nu-i ardă bâta, au zis că s-o ierte și pe ea. Și acum apare ceva frumos aici. Citesc versetul 26, partea finală. Și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. Vă doresc în seara asta Dumnezeu să vă sfințească și să vă păstrați curați. În ideea aceasta, vă dau un final și am încheiat două exemple. Iosif, pentru cei ce s-au păstrat curați, băieți sau fete, și David, pentru cei ce s-au murdărit. Iosif mai întâi, Genesa 39, versetul 6, Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Dacă ar fi avut poză pe Facebook, toată lumea dădea like, nu? Era plăcut. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și l-a provocat direct. El n-a voit. Versetul 9. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și acum ispita, persistența. Măcar că ei vorbea în toate zilele, el n-a voit să se culce, să se împreune cu ea. Deci să nu spună cineva, a insistat frate și m-a dus. Nu. Ce a făcut Iosif? În ziua cearea. L-a apucat de haină. Apoi, eu zic atunci când o tras haina jos de pe el, nici ea nu era cu paltonul, bănuiesc, nu? Era pregătită de ispită. A fugit. Băieți, să nu faceți pe uriașul cum a fost uriaș, ca Samson, dar tot o păți și ei, vitești din ăștia care zic, eu mă duc la mare și n-am probleme. Băi, nici dacă ești orb, nu te cred. Că tot îți umblă mâinile pe apă, că trebuie să înnoți. Singura șansă e să fugi. Adică să păstrezi distanță. Fetelor, nu riscați. Știți cazul lui Tamar? A rămas numai cu un băiat într-o casă. Și a violat-o. Nu s-o fi gândit sărmana când a zis, scoateți pe toată lumea afară, știți textul, 2 Samuel 13. Toată lumea afară, atunci ieși eu, cu autoservire să mânce. Și pus mâna pe ea, pentru că sunt băieți sau fete care te trag în cursă. Cineva ne-a spus despre un caz din Italia, un român ajuta pe o colegă italiancă la teme. Asta a avut serbarea la 17 ani. Chemat și colegii, până la urmă s-au dus și el nu a fost de felicitat pentru asta, n-avea ce căuta el acolo. La ăștia le-au dat drumul și îi zice părinții fetei lui, zice, hai aici într-o cameră. Acum el îi cunoștea că mergea acolo, că nu stăteau departe. Ce lume nebună avem! Părinții fetei au vrut să-i pregătească un cadou, o noapte de dragoste cu băiatul ăsta în ziua când împlinea 17 ani. El când l-a introdus într-o cameră, a văzut perdele, lumânări, dracovenii din astea, o deschis ușa la cameră și la apartament și du-te! Băi, mă bucur că a scăpat. Și-o sunat părinții fetei la părinții băiatului. Să vină înapoi, că fata plânge, auzi. Sunteți înapoiați, am vrut să-i facem fetei un cadou. Băi, vă dați seama?
s-au stricat de cap și bătrânii, ca în Sodoma, că la ușa lui casei lui Lot au venit și bătrânii și copiii, măi. Dar mă bucur, repet, că băiatul ăsta a scăpat, are Iosif frați. A fugit. Adică nu vă jucați pe aproape cu păcatul, e periculos. Nu spune nimeni că n-am probleme, nu, nu. Zice în Proverbe 6, să nu te joci cu focul. Eu mă plimb, mă băieți, încercați întâi cu focul, după aia cu fetele. Dacă vedeți că umblați pe jar și aveți piele care nu, care rezistă la foc, înseamnă că poți pune mâna și pe fete. Ai ceva piele, știu eu, rezistă la 1000 de grade. Fetelor scrie în Biblie, cine umblă cu foc în sân, păi iar hainele, a purtat și voi foc în sân, așa. Și spune, n-am nicio problemă. Atunci, dacă nu te arde focul în sân, lasă pe un băiat să te strângă brațe. Înseamnă că ai altă structură. Nu, toți suntem la fel. Nu se poate să stai în bucătărie lângă un miros de friptură și să spui, nasul meu nu miroase. Măi, numai dacă ești înfundat și ai gripă, dar altfel miroase, măi. Dar nu-i poți tu cere nasului să nu miroase, așa-i? Ca să scapi de mirosul, ce trebuie să faci? Să ieși afară din bucătărie, simplu. Dar nu, tu stai cu nasul peste aragaș și spui, nu miroase. Deci nu poți, măi. Trebuie să fugi. Iar pentru cei care au căzut, vă citesc ce spune David în Psalmul 51. Și am încheiat, dacă aveți apoi vreo întrebare. A căzut. Știți câți ani avea David când a căzut? Undeva la vârstă între mine și fratele Leontin. Vă dați seama? Pericolul ăsta ne paște toată viața. M-a întrebat un frate 50 de ani până 70, a zis, când scap de poftile astea? Apoi zice, încă n-am ajuns acolo. Când trecem apa, scăpăm. Psalmul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. În afară de întâmplarea asta, David are nota 10 înaintea lui Dumnezeu. Am mai luat el o nouă acolo cu numărătoarea și l-a scos la reexaminare. N-a avut inima curată, în primul rând că n-a fost sincer. A venit, a zis către Ioab, trimite pe Urie să vină. Oh, bine ai venit, bravul Oștean, te poftesc la masă. Și făcea semn la chelner, dă-i să bea. Poftim un cadou, du la doamna. Și dă Dumnezeu o lecție dură. Doarme Urie la, cu pasnicii la portă. Și ce la David, nu s-a dus acasă. Mă, mai multă mâncare. Vin mai tare, ca să-i stârnească poftele. Nu vii tu din călătorie, du-te acasă. Viu-i Domnul, viu-i sufletul tău că nu mă duc. Curat o fost David la inimă. Ce-ar fi semnat să fie curat? Să lea deoparte într-o odaie să spună, Urie, aș merita să-mi tai capul cu sabia. Ai vrea să mă ierți? Și nu a fost curat nici mai departe. Zice, mă, nu l-am putut păcăli cu asta. Trimite pe frol și scrisoare, pune-l pe Urie, unde țintesc amoniții mai bine. Și Ioab cu el înțeles, zice, s-a dus, gata, a zis David, scăpat, nu se află. Crezi tu că nu se află? Totul se află, ai fost filmat. Sateliții lui Dumnezeu sunt mai puternici decât a noștri. A venit vremea în care nu au aflat numai cei din jur, am aflat și noi de David. Da, de 3000 de ani se predică de el. Băi, ce-a făcut? Apoi nu a fost curat la ochi, cu văzut-o dezbrăcată, auzi? Bărbat fiind cu femeia acasă și-a văzut-o dezbrăcată și unele fete sau femei merg să dezbracă, ci că nu se uită nimeni. Măi, și David e periculos dacă se uită. Proroc, împărat, om la 50 și ceva de ani. Și mă aud pe câte unii naive care spun să nu se uite. Leagă la ochi, strânjă tare, o scoate înainte. Cum să nu se uite? Și atunci s-a zdrobit David înaintea lui Dumnezeu și vai ce-am făcut. Sau pedeapsa a fost dură. La Dumnezeu l-a iertat. Asta e bucuria că l-a iertat.
Eu nu știu cu ce preț. Vă iartă Dumnezeu? Vă spun, smeriți-vă. Smerenia uneori ține loc de pedeapsă. O zis Dumnezeu, ca să aduc argument biblic, vezi cum s-a smerit Ahab? O zis, n-aduc nenorocirea în timpul vieții lui. Pentru atât. Pentru că s-au smerit niveni și pentru alte acte de smerenie. De aceea, sub acest aspect, cine și-a pierdut curăția, băiat sau fată, noi nu mai facem nunta la adunare și își ia o parte din smerenie, din pedeapsă, prin această smerenie, că oamenii vor vorbi, vor ceva probleme. Dar mai bine rușinea asta decât să umbli prin spitale. Cum a zis David, mai bine să cad, Doamne, în mâinile tale decât în mâinile oamenilor. Eu întâi merg pe varianta favorabilă, că Dumnezeu să uite spre voi cu milă că ați fost nepricepuți. Într-o adunare unul a căzut, nu în privința asta, a fost altceva. Era vremea în care îi punea să-și facă cruce sau ceva de genul ăsta. Și l-au judecat și acolo a fost un frate mai bătrân. Și au zis, frate, ce pedeapsă îi dăm la ăsta că a căzut? Și bătrânul a zis, ăsta nu a căzut. Cum frate nu a căzut? Zice, nu a căzut că nu se suise nicăieri înainte. Adică nu a avut nicio creștere spirituală. Deci Dumnezeu va ține cont de copilăria, de nepriceperea voastră. Dar măcar fi sincer, dragii mei. Fiți curați, ai păcătuit cu Batseba, David, nu mai masca. Că oricum se află. Și când și-o da seama toate astea, zice, Doamne, o lucru te rog, zidește mine o inimă curată. Pune în mine un duh nou, adică, Doamne, dăm șansa unei pagini noi albe, curat la minte, curat la trup și statornic, așa să rămân. Dumnezeu să vă ajute din seara asta, până seara nu ți se vom murdăriți niciodată, că de acolo încolo nimeni murdărie. Amin? Iar la minte să vă ajute bunul Dumnezeu din seara asta și până vine Domnul să fiți curați și sinceri. Nici o șmecherie, nici o înșelăciune, că Dumnezeu a promis prin Domnul Iisus, cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Și în Evrei 10:22 spune să ne apropiem cu inimile stropite și curățite și cu trupul spălat de o apă curată. Sau cum am spus de la început, 2 Corinteni 7:1, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Și rămână diavolul de rușine și noi curați să trăim spre slavă lui Dumnezeu. Amin. Este vreo întrebare? Păi, două categorii de oameni nu pun întrebări. Ăia care știu totul și ăia care nu știu nimic. Asta e și la școală. Ăștia studenții fără emoții. Ăia care știu tot și ăia care nu știu nimic. A fost doar așa vouă. Eu știu că mai este o categorie de cei care nu pun întrebări când nu-i, să zic, un cadru pregătit sau nu-i timp sau nu ne cunoaștem destul de bine. M-am bucurat să fiu cu voi, cu băieții mai stăm puțin, că mai avem ceva de lămurit, iar pe voi vă dau pământ la nevastă mea. Iau o fată bună și nevastă bună. Sper să nu se întâmple cu voi, cum au zis unul, că toate sfetele sunt bune, dar nu știu de unde ies nevestele rele. Noi ne-am bucurat să spunem că avem pe raft puse în adunare numai neveste bune. Doamne, ajută! Numai fete bune întâi și apoi neveste bune.